Primul pas pentru înființarea unei companii feroviare de transport marfă a fost făcut prin schimbarea legislației. Acum, guvernul poate înființa societăți noi în țară și în străinătate la propunerea tuturor ministerelor. Până în prezent, acest drept îl avea doar Ministerul Economiei. Ministerul Transporturilor vrea să înființeze o nouă societate de transport marfă. O variantă de nume luată în calcul este Carpatica Feroviar. Asta în condițiile în care CFR Marfă ar urma să se închidă. Statul are de recuperat de la CFR Marfă un ajutor de peste 400 de milioane de euro, dar compania nu are acești bani, așa că locomotivele, vagoanele și alte bunuri ar urma să fie valorificate. Am agreat un scenariu care include această înființare a unei noi companii, mai suple, mai mici, care să joace pe piață în mod corect și să fie un furnizor flexibil pentru obiectivele statului român în domeniul strategic, de asemenea în domeniul umanitar, în domeniul transportului de produse energetice și a produselor cerealiere. Noua companie ar urma să preia o parte din bunurile CFR Marfă, dar și rolul strategic de operator feroviar de stat în contextul războiului de la graniță. În patrimoniul CFR Marfă sunt în total circa 28.000 de vagoane, din care 8.000 funcționale. Se adaugă 900 de locomotive, din care mai pot circula circa 350, conform sindicaliștilor. Cea mai mare parte a bunurilor este sub sechestrul ANAF. Poate să ajungă în mâna oricărui doritor care vrea să cumpere o parte din bunurile CFR Marfă. Aici discutăm de locomotive, vagoane, terenuri, clădiri, depouri, previzii. Eu consider că bunurile cu care trebuie capitalizate noua societate n-ar trebui scoase la licitație. Planul autorităților este ca noua societate de transport feroviar să devină funcțională în 2024. Ar fi bine ca statul român să aibă o companie de transport de marfă, dar dacă va fi același nivel de incompetență, corupție și dezinteres, rezultatul va fi același. Se va repeta istoria. Peste alți 10 ani vor fi alte 500 de milioane pierdere. CFR Marfă mai deține doar circa o pătrime din piața de transport feroviar de marfă. Ar urma să mai circule doar până când noua societate de stat va deveni funcțională. Pentru moment nu se știe însă câți dintre lucrătorii CFR Marfă vor fi preluați de noul operator feroviar.